Salutări! Salut, Viorel! Salut! Salutări! Eu sunt Marius de la Magic 5 și împreună cu mine o să înveți programeza. Astăzi am să spun ce anume înseamnă internetul. Toți îl folosim, face parte din viața noastră, îl folosim ca să ne dăm pe rețele sociale, îl folosim ca să accesăm website-uri, îl folosim ca să ne plătim facturile la utilități. Cu toate acestea, este posibil să nu fii tocmai 100% convins de cum anume funcționează el. Ei bine, am să încerc să fac un soi de asociere între cum anume funcționează internetul cu o chestie pe care cunoști deja. Imaginează-ți o rețea care transportă apă. Știi gluma aia cu Ion când a venit la oraș și l-a întrebat Gheorghe, voi ce ți-a plăcut cel mai tare la oraș? Iar Ion i-a spus, îmi place foarte tare că cură apă din perete și mă pot casă. Ei, așa este și cu internetul. Internetul este practic o foarte mare pânză de paianjen, sau o rețea, dacă vrei să-i spui, formată din foarte multe device-uri conectate la ea. Device poate să însemne calculator, device poate să însemne telefon, tabletă sau mai nou chiar și echipamente din IoT, Internet of Things, precum prize, becuri și alte minunății. Practic, când te raportezi la internet, nu e așa o chestie obscură la care tu te duci, te conectezi și începi să-ți dai cu părerea vis-a-vis de ultima rețetă a Jamilei, ci pur și simplu accesezi date care provin și de la alte calculatoare. Sper că te-am ajutat, învață programeză cu Marius de la Magic 5.